Uitați-l pe Daily Sugars, poartă casca și în casă. Așa am făcat el de motoare. Nu mai probez să nu mai pun microfonul cu fir. Am băgat magnetul ăla în cască undeva și să pun microfonul ăsta direct, că se aude rău. Da, da, așa, așa ne minte. Da, mă duc la baie. Am încercat noi să ne ferim de ploaie, dar cu cât ajungem mai nord, cu atât vremea se înrăutățește. A picurat un pic, ne-am oprit, trebuie să acoperim geanta aia pentru că nu este waterproof. Și voiam să vă arăt o chestie. Faci un pod acolo. Dar n-am apucat să trecem până zona aia și nu mai întorc acum. Am oprit să bem o cola și o cafea. Dacă aveți vreodată ocazia să încercați cafea vietnameză, așa, din recipientul ăsta, este demențială. Dar trebuie și un pic de lapte condensat la asta. Milk, condensed milk, sua. Uitați la improvizația asta. Asta nu este o husă de ploaie, este o geacă de ploaie. Andrei a zis să facă husă de ploaie pentru ghiozdan. Și pe noi? Ne plouă cu noi, aia e, da. O să... Voiam să vă arăt cum arată o curte vietnameză în spatele casei. Omul are aici bananier, ce-o fie ăștia. Aici ține hainele la uscat. Și aici am fost eu la toaletă, dacă vă interesează. Și arată o budă din asta. Da. Și trebuie să mergi așa prin tot felul de locuri din astea dubioase. Ia uite și aici, fel de bucătărie, ceva, nu știu ce e asta. Și o să plecăm acum cu motocicleta mai departe. Încă n-am venit ploaia. Sper să nu vină. Bun, îi dăm bătaie. O oră 45. Ești ready? Super! Am făcut o mică oprire, bineînțeles, că pisica mea cu urechi de iepure nu mai poate să stea pe șa. Nu mai pot sta pe popou. Am ajuns într-o zonă de asta cu foarte multe eoliene și multe dintre ele ating norii. Ia uitați și în partea aia una. Hai mă, zoom. Zoom in, zoom out. Bineînțeles, aici e un cimitir. Dar asta nu contează. Dacă iubita mea nu mai poate, am oprit. Dacă tot am făcut oprirea asta lângă cimitir, să ne odihnim puțin, am găsit și cazare. $9 pe noapte. Și mergem direct la cazare. Mai avem 26 de minute. Destul de... Am condus mult azi. Mă doare gâtul de nu mai pot. Dar, na, parte din experiență. Nu mă mai plâng. A făcut ăsta accident aici cu mașina, a intrat în râpă. Doamne ferește. Se întâmplă aici, frate, l-a scos pe ăla din ambulanță și îi face poze, care-i faza? Ok. Se pune dintr-o ambulanță în alta. Dar ăla-i făcea poze, care-i faza, adică, mă rog, fiecare vede viața și problemele din perspective și culturi diferite. Așa că, da, mie mi se părea normal să-i faci poze, dar poate oamenii au nevoie de o dovadă că l-au transferat. Oficial am ajuns în Don Hoi. Don Hoi se numește, nu? Bine. Don Hoi. Don, băi. Băi. Ăsta este orașul. Ăsta este hotelul nostru. Se numește Vagibi Hotel. $9 și ceva pe noapte, tot cu taxe. Pare foarte mistic, așa, învăluit într-o ceață orașul ăsta. Are și o porțiune la mare. Mergem să mâncăm ceva. Și după aia mergem să vizităm un pic orașul, dacă mai avem
timp și dacă nu se întunecă și dacă nu suntem prea obosiți și multe dacă ploaia s-ar opri. Dragilor, camera asta este imensă pentru $9.33 cât am dat. Mamă, și băi, asta e luxury, așa. Avem și o oglindă. Avem și chirmulețe aici. Singura chestie că e fix lângă recepție. Mamă, ce mișto biroul ăsta să stai aici să lucrezi. Fiindcă e fix lângă recepție, ce e recepția. Și intru direct în cameră, gen la parter. Faza e că dacă vin foarte mulți clienți la recepție, o să fie super gălăgie. La camera de seară, Doamne, ce gălăgie a fost. Mergem să mâncăm și noi în seara asta și restaurantul se numește așa. Citiți voi, eu pot să citesc doar Koi. Koi Bistro. Hello. Yes, chop. Yes? Băi, dragilor, beți vanul de mine aici în seara asta la iveală. Vedeți ce mi-am cumpărat? 2 litri de bere, frate. Și doar pentru mine, Andreea deja are o bere aici. Și am mai băut o bere din asta locală. De gândiți-vă că pe berea asta am dat 50 de mii, adică $2. Și pe asta am dat $6 pe tot turnul ăsta de 2 litri. La berea asta este fenomenală. Ia, întoarce-o puțin, te rog. Se numește Hero. Mamă, e bună, rău de tot. Și ne-am comandat ceva la grill aici, ci că de 3-4 persoane. Noi suntem 2, dar suntem înfometați de pe drum. Asta este combo-ul de la grătar. Ei spuneau că e pentru 3-4 persoane. Mie mi se pare că ăsta îl pot mânca singur, lejer. Și a fost cam pipera la preț, undeva la $20 chestia asta. M-am zis că vine dita mai meniul la banii ăștia, dar pui mei. Stai, ne săturăm cu ăsta și mâncăm un chips în cameră. Băi, deci am ajuns în orașul vieții, frate. Este ora aproape 11 noaptea și am ieșit și eu să caut un supermarket. Să iau niște semințe, ca toți oamenii, să ne uităm și noi la o emisiune de televiziune vietnameză înainte să dormim. Să caut ceva, nu știu, un chips, orice. Bă, nu e nimic, frate, pe aici. Am întrebat-o pe aia de la recepție. Mi-a zis că la ora asta sunt închise de mult. De când, doamnă, că e 11 noaptea. În mod normal îs până la 12, 24 din 7, nu știu. Ce niște baruri, văd. Păi, părăseală tare orașul ăsta, deși părea mai interesant așa. Când ne-am uitat pe internet, când am ajuns pe aici, nu e nimic. L-am întrebat și pe ăla de la bar de acolo, de unde am băut bere. Și că, păi, dar unde e centrul orașului? O chestie de genul ăsta. Ce, centrul orașului? Nu există centrul orașului. Nu prea e nimic pe aici. Doamne, ăsta are niște sucuri, da? Au sucuri, frate, că sucuri pot să-mi iau și eu de la hotel de acolo, că aveau niște sucuri. Niște chipsuri, ceva. Nu-ți seama, e singurul european care merge la ora asta pe stradă de nebun să caute un supermarket. Uite, mă, am găsit, să-mi bag picioare dacă ăsta nu-i supermarket. Uite aici. Aici, fratelo. Fratelo, ce faci, mă, cuță? Ce faci, mă, băiatul? Hello! Tai cu minte acolo că nu-mi place de tine. Știu că ești prieten cu Vietnam. Your madam, where is your madam? Xin chào! A venit doamna asta, i-am cerut o pungă de semințe. Mi-a cerut 20.000, aproape $1 pe o pungă de semințe. Hai că e acceptabil. Ia, ia. And this one, how much? Niște chipsuri. Nu înțeleg cât costă. Ne arată pe calculator. Așa se practică în Vietnam, îți arată pe calculator. 14, ok. Da, am luat 3 pungi de chipsuri și o pungă de semințe. $1 și ceva. În mod normal aș spune că e prosteală asta, că prețurile astea nu sunt reale. În mod normal astea valorează toate $1 adunat. Pentru Vietnam vorbesc acum, știți? Da, na, cu unii locali nici nu stau să mă târguiesc neapărat la preț, mai ales că doamna era în scaun cu rotile, avea niște cârje. Mergem pe varianta de, nu știu, milă, să-i spun așa, dar nu milă, respect, că nu-mi era milă neapărat de doamna asta, știi? Cumva respect prețul pe care mi l-a cerut, știi? Asta e. Uneori dai mai mult, uneori te târguiești la preț, uneori dai mai puțin. Ia spuneți, dragilor, așa, de curiozitate personală,
Voi ați avea tupeu așa să mergeți noaptea pe străzi de nebun să căutați niște chipsuri într-o țară străină, socialistă, aproape de mijlocul nopții, într-un oraș în care abia ați ajuns și nu știți nimic despre el și na, scurios așa. Eu n-am emoții, că m-am obișnuit cu Vietnam, adică mi se pare totul super ok, știi? Ascurez de voi așa, dacă voi ieșiți așa după, în apropiere de 12 noaptea, știi? Eu n-am emoții, că s-o obișnuit cu Vietnamul, mi se pare totul super în siguranță, mai mult sau mai puțin. Nu cunosc toate orașele, ce-i drept, ăsta e unul dintre cele pe care nu le cunosc. Da, am venit pentru prima dată aici, nu știu absolut, absolut nimic despre orașul ăsta. Mâine o să dăm o tură așa, o să mâncăm, o să vedem două, trei lucruri și o să ne îndreptăm către alte destinații. Nu stăm foarte mult în orașele în care nu prea e nimic de vizitat, adică chiar nu e nimic de vizitat, nici măcar un centru al orașului. Dar vedem ce se întâmplă. Știm niște destinații în apropiere pe care vrem să le vizităm, dar cred că o să le păstrăm pentru momentul în care ne vom întoarce din nord, înapoi spre sudul Vietnamului și atunci, cel mai probabil, o să mergem în parcurile naționale, sunt niște parcurile naționale senzaționale aici. Uite că am ajuns și la hotel. Trebuie să vă arăt cea mai mișto cafenea în dimineața asta. Uitați cât de frumos este meniul, zici că este o carte și astea sunt prețurile. Mamă, cât de tare și e galben, așa zici că e o carte veche, foarte mișto. Astea de ținut pahare arată așa, bucăți din blugi. Se află acolo o priveliște minunată, o faleză, o ceva în orașul ăsta, Dong Hoi. Și mai ați văzut cum arată și în interior așa, rapid, că dacă n-am văzut orașul, măcar cafenele să vedem. Say hello to my friends! Thank you! Arată mișto rău, îmi place. O să bem aici o cafea și o să și mâncăm ceva. Astăzi mergem în Vin, în orașul Vinh. Avem de condus puțin, dar face parte din experiența noastră și vă luăm cu noi, ca de fiecare dată. Puțin însemnând 4 ore pe Waze, în realitate cred că o să fie vreo 5, poate 6, depinde de trafic. Oricum, ne îndreptăm așa mai repede spre nord, că acolo peisajele sunt mai minunate. Până acum mi se pare, mai mult sau mai puțin, că majoritatea orășelilor prin care am trecut și satelor mi se par aproape identice. Zici că sunt într-un constant deja vu, într-un loop din ăsta. Și am zis să dăm așa mai spre nord, să vedem acolo cum va fi viața și ne întoarcem pe celălalt traseu. În zona în care suntem noi acum, în Dong Hoi, există câteva parcuri naționale pe lângă, nu știu, la 100 de kilometri. Cu niște peșteri superbe, o să mergem și acolo când ne întoarcem de pe traseu. Mamă, dacă ți-a adus, stați așa. Andreea și-a comandat pancakes cu banane și ciocolată, dar uitați cât a venit. Mamă, o să zici tu că e doar pentru tine, dar s-ar putea să vreau și eu. Eu mi-am comandat un burger de porc. E o chestie în Vietnam, aici nu prea au atât de mult burger de vită și foarte multe, în foarte multe locuri găsești burger de porc. Nici nu știu dacă am mâncat până acum burgeri de porc. Să-mi spuneți voi, v-am plictisit să vă arăt în fiecare zi că noi mâncăm, că suntem oameni. Uitați ce frumos arată acest burger de porc. Și cred că asta e o chiflă, o pun pe deasupra așa, pam, pam, dar trebuie să pun un pic de ketchup mai înainte de toate. Vrei și tu burgeri de porc? Da, aș vrea și eu să pun, dacă îmi dai. Nu-ți dau. Nici eu din pancake. Ei, da, poți să mai-mi iau părți. I-am dat și ei din puținul meu. E bun? Dăm în Vin. Nu să-l bem, ci să mergem acolo. O să iau drumul ăsta către mare. Let's get started. 4 ore. Fam, 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 fam. Superb. Ia să așezăm și ăsta. Cool. Cred că suntem gata. Haide, prințesa. Vrum, vrum, vrum. Ia uzi cum face motorul meu. Pe cai
Ești gata? Hai, full please. Pam 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 pam. Oh my god, look what you've done, man. Aprinde și tu o brichetă aici. Are și domnul ăsta, băiatul ăsta, de fapt, că nu e niciun domn. O cărpă aici, că uite ce a făcut pe ăsta. 195.007,8 litri. Mamă, dar eram spre zero. Deci e aproape un dolar litru, e un pic mai 24.760, un pic sub un dolar litru. Și am plătit acum 8 dolari. Oh, thank you. Hmm? Bani? Ce bani? Eu țin banii în casă sau care e faza? Ia, țin. Care e faza cu banii? Că n-am înțeles. Dacă bani să-ți dau eu? Da. Dar toți banii mei sunt la tine, iubita. Mergem frumos, motorașul. Dragonaș. Uite, am uitat semnalizarea aprinsă. Mamă, ce e aici, frate? Ce se întâmplă? De ce stă camionul ăsta? Nu avem o ghiță. A, tot ăsta breakdown aici, nu mai merge camionul. Da, se mai întâmplă și nasoale. Yeah, say something for my friends. I love you too. You love us. Hello. Ce e asta? She go to the toilet. Șuricar. Ne-am oprit să bem un Pepsi. Și fata asta de aici ne-a invitat să mâncăm ceva, n-am înțeles exact. A zis că face o prăjitură, nu știu ce. Am realizat că mă sparge casca asta, frate. La modul, având și DJI-ul la gen GoPro aici, mi-o trage în jos așa casca și îmi trage gât. Și am o durere aici la spate de gât. Doamne, de câteva zile e rău tare. Deci că s-a morțit așa pe o parte. Banla. Banla. Yes, open the lid and put in here. Put it a little, little. Ne-a adus ceva de mâncare, ce că se numește banla. Dar nu știu dacă vreau să încerc, că nu prea mi-e foame. Hai, iubita, că tu ești pe testări din astea așa crazy. Bagă și banla ăsta, să-mi zici ce gust are. Open. It's so hot. Oh my god, hot. Hot. And to put here, take it, put a little. A little? Yeah. What is this? Banla. No. Inside. Okay. Yeah. Shrimps. Shrimps. Hi, Yubita. Sorry. You're full. Yeah, I will take. I'm full also, but I will try one. Okay. Yeah. I'm filming. I'll eat later. Are creveți înăuntru și niște ciuperci, nu știu ce. Okay. Am zis puțin. Puțin nu înseamnă mult. Nu știu ce mănânc aici, dar... Îți place? Puțin ca îngumat, așa, pentru gustul meu. Orbit fără zahăr. Este crevete cu ciuperci, cu orez, fiert în frunză de banană și cu un sos picant. Nu e cea mai bună chestie.
Mamă, de ce gălăgie fac. Da. This is from the Nu e rea treaba asta. Singura chestie e că crevetele ăsta e tot cu carapace și e un pic cam tare. Și am încercat să scot carapacea în timp ce mâncam, dar e așa-l mănâncă tot cu carapace. Mie nu-mi place cu carapace, că nici nu e coaptă, știi, e fiertă și așa, tare. 10.000 un suc, mai puțin de 50 de cenți, frate, nu știu, foarte ieftin. Gata, pornim la drum. Numai camioane pe aici, uite, ăsta se dezmembrează, frate. Frumos din partea poporului vietnamez să ne ofere lucruri gratis. Nu e prima oară când primim și probabil nici ultima. Foarte primitori oamenii peste tot și asta îmi place la nebunie în Vietnam, că sunt foarte, foarte primitori și îți dau chestii așa gratis, fără motiv. Bye, bye! Of, o să fac, o să-mi bubuie timpanele de la claxoanele astea. Am făcut un mic stop să ne odihnim un pic. Domnii ăștia aici au pus hainele la uscat, iar pe aici trec numai camioane, plin de praf. Nu știu cum le iau ei uscate de acolo, dar probabil că o să le ia mai mult murdare. Nu știu unde suntem, mai avem 2 ore până la destinație, până în vin. Foarte multe peisaje rurale, de sat, așa. Hai că poți, întrece-l! Bravo! Cauzi ceva și nu găsești o gură de apă. Urechile tale smurdare de praf. Ce aici la mine în față e plin de praf. Și camera, totul era plin de praf din ăsta maroniu așa. Ia uitați și aici. Uhu, am găsit apă. Uite, până și mănușile sunt pline de praf. Da, am trecut prin zona aia cu munți, așa, frumos, foarte frumos. Păcat că e plin de camioane din astea. E super zgomotos totul. Nu se aude nimic când filmez cu camera asta. E foarte mult zgomot. Dragilor, țin să vă anunț că am ajuns în vin. Poate bem și niște vin. Am intrat cu motocicleta direct în hotel. Nici n-am trecut pe la recepție, băiatul ăla acolo e... Cred că ne așteaptă. Bă, dubios oraș, ce să zic. Pare așa comunist, oamenii sunt ciudății așa pe stradă. Vă zic imediat mai multe. Hello, you have a reservation? On booking? Adrian, it's for one night. Să am dovada că am plătit, că data trecută, azi dimineață, de fapt, a zis aia că n-am plătit, că nu știu ce, că tai să o sun pe mama, pe soacra, pe bunica, pe cățel. Dacă comentează mâine cineva, am dovada că i-am dat banii băiatului ăsta. $10 pe noapte camera asta, miroase spital aici, dar na, priveliștea... Ceea ce e bine că miroase, dar miroase a curățenie. Miroase a curățenie. Da, asta e baia. Asta sunt eu după 5 ore de ride it. Cause la la la. Și bineînțeles, procedura clasică, mergem să mâncăm și mergem să bem niște beri și după aia ne culcăm. Nu știu, e aceeași rutină. Nu se face că e aceeași rutină. Noi mereu mergem să mâncăm în vloguri, dar... Da, gândiți-vă și voi. Ce? Păi nu, mâncăm din micul dejun și după aia plecăm la drum și după aia, cam atât, după aia ajungem și mâncăm cina.
două mese pe zi. Nu știu unde o să mâncăm în orașul ăsta. Voiam să împărtășesc așa o chestie cu voi. Andreea o observă mai des. Băi, se uită oamenii de pe stradă într-un mare fel la noi. Se opresc așa. Dar lasă geamul de la mașină în jos când mers și ne face mâna, ne salută. Da, era unul aici, era așa. Îi curgea din gură în timp ce se uita după noi așa și era pe scuter, om, adică nici nu se mai uita în față, era. Da, sau foarte mult... Extraterestri? Au venit extraterestri în oraș! Foarte mulți se întorc și rămân uitați așa în spate, nu mai au treabă cu ce se întâmplă în față. Și conduc în același da. Timp, adică... Păi aia de pietoni nici nu-i vedem, dar mai observ așa privire, dar nu, eu nu le observ foarte mult că nu sunt atent. Andreea este cea care observă toate aceste dar priviri. Eu am timp să observ, da. Tu ești atent la drum. Ne târguim aici să cumpărăm niște porc din ăsta cu orez și cu niște legume. O să unul mic, da, e ok. Uite, asta a venit. Orez cu carne și cu niște varză și cu o supă. Și că la supă, la orez și la varză poate să-ți aducă nelimitat. Dacă vreau să mai mi-aducă, să mai mi-aducă. Dar dacă nu e carne, nu e carne, boss. Nice to meet you. Nu știu cine este, a apărut odată așa, dar e tare, a vrut să ne salute. Ia uitați, dragilor, ce am descoperit aici, niște fântâni arteziene, dar vreau să vă arăt altceva și mai frumos de atât. Mă refer la clădirea asta, Dai Hue Palace, scrie mare sus acolo, karaoke. Mamă, ce mișto e. You'll be in our video. YouTube video? Thank yeah. you. What's your name? Mary? My English name is Noah. Noah. Because it's pronunciation like my Vietnamese name and the vowel of it, yeah. You are the only Vietnamese girl that... Yeah, Vietnamese girl, check! that... Are you taking the video? Yeah. Oh, thank you. Hi guys, I'm Vietnamese girl, I'm from Vinh City and now I'm only what 16 years old. My name's Noah and... What do you do? What do you do? I'm only a student in a high school. All right. Yeah, I'm a pupil. Yeah. Nice. Yeah. And I love skating and this roller skate. I love it. Yeah. Are you a professional? Show us some moves. No, I just learned it about a half month. Oh, yeah. Really? So I might be better than you. Really? You can do that? You can rent it. About 50 Vietnam dong, B and I, isn't it? You, Lilis. Okay, do you wanna, like... Fetița asta pe care ați văzut-o acum în vlog, ne-a ținut vreo jumătate de oră. Ba, de rajdeu e, că era dintr-o parte în alta, așa. Vorbea, cred că cel mai bine engleză dintre toate vietnamezile pe care am cunoscut vreodată, așa. Din toată țara, știi? Faza tare a fost că mi-a luat telefonul, a întrebat nu știu cum a ajuns discuția, că avem pisică, că era o pisicuță pe acolo și zic că păi mi-a ales pisica și zic da, am arătat Instagram-ul, că noi avem un Instagram la pisică pe care nu mai postăm de mult și zic asta e pisica ta? Zic da, zic că pot să-i dau follow și mi-a luat telefonul din mână și ea îi dădea follow de pe pagina mea și zic păi ăla e telefonul meu și ea e pagina mea, i-am dat follow, zic nu știu ce mi-a abordat un copil. Se întrerupe semnalul, ne bagă lumea în seamă pe aici. Așa, și a început să dea like la poze de la oameni pe care îi urmăresc eu pe Instagram de pe pagina mea, ca și cum era pagina ei. Și că pot să urmăresc și zic, alo, e pagina mea, e telefonul meu, tu n-ai telefonul la tine. În fața noastră se află simbolul poporului vietnamez, fostul președinte Ho Chi Minh. Statuia lui, adică nu el, că el e mort de prin 69. Mergem să vedem și noi statuia asta. Că pe el îl vedem în fiecare zi pe toți banii din Vietnam. Hai să vedem și statuia. Foarte prietenoși vietnamezi, aceasta este statuia. Vreți să mergem după statuie? Uitați încă o clădire de asta așa super mișto pe care scrie karaoke. Întrebarea mea este, sigur e karaoke acolo la cât de luxos arată? Sau este casino?
sub umbrela de karaoke. Uitați și voi, dita mai bulevardul aici, cu magazine pe stânga, magazine pe dreapta. Adică, ce se întâmplă? Well, seara noastră se încheie aici. Ne-am oprit la una, două, trei beri și am chemat un taxi. Acum vă pupăm și ne vedem mâine dimineață. Bună dimineață, ne-am trezit de vreme. Ce vreme frumoasă. Eu filmez ăsta așa, uitându-mă pe geam, zici că-s la pușcărie. Uite, am și oață în cap. Ce, de unde e ața asta? Ok, mergem să bem o cafea. Hai să mergem să bem o cafea și după aia mergem în Nimbin astăzi. Nimbin, 4 ore de condus aproape. Departe, mergem la munte. Plouă vreo 3 zile în Nimbin. Și după ce plecăm, nu e soare. Serios, m-am uitat la vreme. Un lucru e clar, orașul ăsta nu e atât de deprimant seara cum pare azi. Astăzi se îmbac cioare, zici că s-a terminat lumea aici. E super deprimant. Și cu fumul ăsta, cu ceața asta, e o minunăție să ne aflăm aici. N-ai reguli de circulație, ce claxonezi, dă-te în spanac de aici. Nu-i mai suport pe ăștia, frate, n-au niciun Dumnezeu, se bag așa în față. Hai că te iau eu. Unde era? Trebuie să mergem la Highlands Cafe, poate mă oprește poliția pe mine acum, cum ar fi. Uite, drept dovadă, ăsta nici nu s-a asigurat. Uite, frate, cum se bagă, deci nimeni nu se asigură, nu există așa ceva. Intri, dacă ai noroc să nu intri într-unul, ai noroc, dacă nu, aia e. Deci pe ăștia, Doamne, dar ce oraș! Unde am ajuns, frate? Cu toți aveți permis de conducere în orașul ăsta, nu mai pot. Permis de conducere aveți? Permis de conducere aveți? Mi-am imaginat eu când. Tu ai permis de conducere? Aveți? Cine are o prioritate în sens girator aici? Să-mi bag picioare. Are ăla care intră? Sorry? Ia, ia, ia! Ce a zis ăla? N-am înțeles, dar i-am zis da, da, da. Ce fac ăștia la mult? What's going on? You ok? Ok. Sorry, what? Au venit ăștia la motor și dădeau în el, nu știu ce făceau, trăgeau acolo. Ce se întâmplă în orașul ăsta? Asta vrea să-mi curețe pantofii. Stați, domnule, că sunt mai murdari decât muriți. Uite, ia, ce fac aia, mă, acolo? Come in. Thank you. A început un pic ploaia. S-a și oprit în același timp, dar ne temem că ne va ploua astăzi pentru prima dată de când am plecat la acest drum. Dar până acum, în 1700 de kilometri cât am făcut, nu ne-a prins deloc ploaia. Dar astăzi o să fie o zi deosebită. Prefericirea noastră, nu ne-a prins ploaia până acum. Am o piatră aici. Ia să verificăm așa de pietricele. Perfect. Am luat o mică pauză. Peisajul de la Popas de aici. Există un restaurant aici unde poți să mănânci dacă vrei. Dar noi nu prea mâncăm prânzul, așa că o să-i dăm bătaie mai departe spre Nimbin.
am ajuns în Imbin, a început ploaia fix acum și uitați cât de prăfuit sunt. Galben aici, galben aici, pantaloni varză. A fost cel mai urât drum din toate punctele de vedere, din punct de vedere al vremii, din punct de vedere al locurilor prin care am trecut, din punct de vedere al traficului, din punct de vedere al prafului, din punct de vedere al camioanelor. Urât, tare, urât, deprimant. Zici, ce ai că mă întreb spre sfârșitul lumii, așa era. Urât. Și vremea asta, ce vreme asta? E ceață sau e fum? Și mult praf, cred că am înghițit de praf pentru toată viața. Foarte mult praf, extraordinar de mult. Că mi-intră pe sub cască pe aici. Dar ce e pe geaca ta? Ba, da, la și tine pe pantaloni. Și pe pantaloni, și pe cască, ia uite și pe asta aici. Băgat-o în casă, că n-are parcare decât în față aici și dacă plouă, nu face varză. Am, ce deprimant e locul ăsta. Și gălăgie ăsta, taie ceva cu flexul aici. E o ceață din asta super, super misterioasă. Avem și lift aici. Lucrăm să vedem o cameră. Ne-am făcut booking la una care are balcon. Dar ea ne-a dat una fără balcon. Zice că trebuie să-l mute pe ăla dintr-un balcon în altul, dintr-o cameră în altă. Da, hai să vedem cum arată. Ce varză sunt astăzi. Ce albastru e totul aici. It's not ready. Mamă, ce mordare pe jos. Dar ce sunt astea? Muște? Avem musculițe de astea încă? What is this? Flies? Mosquitoes? What's that? Mosquitoes? Deci ne-am dat o cameră murdară, numai cu sticle de vin, cu chestii. Și ne-a zis că dacă vrem să ne dea pe aia cu balcon, pentru care am dat banii teoretic, și că dai ocupată, să-l dea pe la afară din cameră. Zic, stai mă, ne lasă pe asta, curăță și aia e. Yeah, it's very dirty. Ne prezinti nouă camera? Finally, asta este camera. Avem aici un living spațios în care dormim pentru că nu știm în care cameră să punem patul. Avem aici un frigider echipat cu Fanta, Cola, apă și toate prețurile pe ele. Avem aici un televizor de la Casper, fantoma prietenoasă. Avem aici bagajul nostru, niște chipsuri, 7000 popcorn, 7000 nu știu ce înseamnă, 30 de cenți. Avem aici un geam albastru și o priveliște de zici că am ajuns în Scoția. Și viul. Am ajuns în Scoția sau nu? Și avem aici un pat plin cu chestii negri, așa nu știu ce. Nici nu contează, mi-e somn. Da, pe această cameră am dat $10 pe noapte. 11,5 zice Delishu Girls. Da, e micul dejun inclus. Da, am luat cu micul dejun inclus de data asta, că stăm două nopți. Da, e între Tampoc și Nimbin. E Nimbin, dar Tampoc e lângă. Cumva Tampoc e zona unde poți să mergi în munți cu barca pe apă. Vreau să te întreb, care este rostul acestui geam? Un tavan. Stai un pic. Îl poți deschide din baie? Nu, nici măcar nu e în baie. Baia e mai joasă de geamă. Nu știu ce, acolo stă piticul nostru. Acolo e podul. Dar nu ne-a adus cara. Păi, problema e că e încuiat. Nu e încuiat, asta e problema. Că nu e încuiat. Dacă intră cineva pe acolo la noapte în cameră. Aoleu. Da, am găsit scara. Ia uitați pe Delishu Girls ce face. Vrei să repar aerul condiționat? Să mă foaie de... Ce e acolo? E o cameră, da. E o cameră? E mică. E boilerul de la apă. Mamă, dar miroase aia. Am ce gai rău aici. L-am băgat în cameră. Cu miros.
și neîndemânatic sunt. Mergem pe jos 2 km să ne punem sângele în mișcare. După ce am stat 5 ore pe motor, Andrei era să-și pună și fața în mișcare puțin. Da, frumos în Ningbin, Tamkok, pana mea unde suntem. Ia uite ce pustiu, mă, ia fiți atenți ce se gătește aici. Ia uite ce metodă să folosești ventilatorul să stea focul aprins ca lumea. Șmecherie. Ingenios și vietnamic. Da, am un vibe așa de bine ați venit în Scoția sau Germania, când eram astearnă la mama în Germania. Dar mai mult Scoția, așa prin Dundee pe acolo, pe unde am mai făcut niște vloguri. Așa era. Exact așa era ceața asta. Aici zici că te joci la un joc de la Bagi Office și să vezi ce aveți, ce-ți prinde. Da, ia uite și aici. Costiță, șmecherie. Peisaj horror, dar frumos. Zic că ești într-un film de groază. O mlaș din aici verde. Și pe acolo sunt munții aia. Totul este în ceață. Se aud broscaleții cântând. Ia uite. Ce am, e mișto aici. Frumos. Natură, putem să stăm la o cafea aici, dar mergem spre centrul orașului. Mergem de ceva timp noi, dar da, mai avem un pic. Și peste drum acolo se văd munții. Eu uite că am ajuns. Am ajuns în centrul orașului. Am găsit eu pe internet așa niște restaurante unde putem să mâncăm, care au note bune și ce că ar fi ok. Bine, ok ar fi în multe locuri, da? Ok așa din punctul meu de vedere. Orașul ăsta este exemplu perfect care arată și demonstrează cât de importantă este poziția geografică și implicit locația unui oraș. Pentru că există niște așezări muntoase și un lac lângă care arată mișto din punct de vedere fotografic și ca experiență, oamenii au făcut de mai orașul aici, plin de turiști, foarte mulți turiști care vin în zona asta, doar din simplu fapt că există niște munți lângă. Dacă nu ar fi existat aia, ar fi fost o comună normală, un sat normal. Ia te, uite ce am găsit! Poți să te plimbi cu baca asta, cred că e vreo $15. Sau de aici pleacă oare turul? Mamă, ce frumos se vede! Și cu ceața asta, așa, e destul de mistic. Dar ăsta e un lucru mișto. Chiar foarte mișto. Ce face doamna aia? Spală haine acolo. Doamnă, spălați haine? Țin să precizez că eu n-am mai fost de mult la mare în România, de prin 2017, dar în anii precedenți, înainte de 2017, am fost de câteva ori, de chiar multe ori. Și mi se pare că stațiuni, gen, și chiar și în Vama Veche, în spate acolo, la plajă, pe unde sunt toate barurile alea, mi se pare că seamănă cu locul în care mă aflu acum, din Tamkok. Gen, sat din ăsta de vacanță, local unde poți să mănânci, să bei, foarte multe restaurante, baruri, puburi, magazine. Șmecherie, ia uitați ce frumos e și barul ăsta. Ne-am oprit la un pub și este undeva la 35 de cenți berea, frate, la draft, la happy hour. Lasă-o spanac de aici, e prea ieftină. Ce mănâncă Daily Sugars când s-a plictisit de toată mâncarea vietnameză? Pizza cu gorgonzola și Andreea mănâncă burger cu carne de vită și cartofi prăjiți, viața ei. E, ce ziceam? Că nu plouă? Ne-a prins ploaia. N-au cum ăsta a fost că am luat un taxi. Nici... Oficial plouă de rupe. Nici măcar n-am găsit hotelul nostru pe Google Maps, pe Grab, de fapt. Și a trebuit să găsim hotelul de lângă. Și ne-a lăsat lângă și ne-a plouat un pic. Mergem acasă? 1, 2, 3. Hai să sunăm de 3 ori.